Astăzi s-au împlinit 160 de ani de la înființarea statului major al apărării al Armatei României. Ziua de 12 noiembrie 1859 reprezintă una dintre cele mai importante date din calendarul tradițiilor militare, o adevărată zi de naștere a Armatei Române Moderne. Cu acest prilej, drapelul statului major al apărării a fost decorat marți cu ordinul Serviciul Credincios în grad de mare ofițer cu însemne de război pentru militari. Ceremonia s-a desfășurat în prezența ministrului Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă, al locțiitorului statului major al apărării Daniel Petrescu și a consilierului prezidențial Ion Oprișor. Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de mare ofițer cu un semn de război pentru militari drapelului de luptă al statului major al apărării. Semnează președintele României, excelența sa, Klaus Werner Iohannis. După citirea decretului prezidențial de acordare a decorației, aceasta a fost fixată pe drapelul statului major al apărării și a fost intonat imnul național al României, iar drapelul de luptă a fost introdus în formație. De asemenea, a avut loc și activitatea de acordare de distincții și embleme de onoare ale statului major al apărării. Ceremonia de astăzi de decorare a drapelului de luptă al statului major al apărării cu ordinul Serviciul Credincios în grad de mare ofițer, cu un semn de război pentru militari, subliniază încă o dată atât importanța acestei structuri de comandă a Armatei României, dar și a dumneavoastră, resursa umană, a celor care vă desfășurați misiunile cu profesionalism și dedicare. Ministrul Apărării Naționale a precizat că în această zi gândurile celor prezenți se îndreaptă și către cei 30 de camarazi căzuți în ultimii ani în teatrele de operații din Irak, Afganistan și Bosnia-Herțegovina, precum și la cei peste 190 care au fost răniți. Nicolae Ionel Ciucă a dat asigurări că România va continua să dezvolte parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, inclusiv din perspectiva sprijinului pe palierul implementării obiectivelor naționale în contextul procesului de adaptare a posturii aliate de descurajare și apărare.